Bună ziua, dragii mei! În sfârșit sunt... Talara pentru ianuarie, alături de voi, la final de data asta, dar știți că în general sunteți primi. Sunt Arotela. Dacă n-ați ascultat etalarea pe anul 2029, vă invit să o ascultați și să vă alegeți manifestările, să alegeți și mesajele pe care le voi spune. Din când în când vă rog frumos mai citiți și sub video, că mai fac și eu diferite anunțuri și solicitări și, fine, trimiteri către diferite alte locuri sau activități ale mele. Și asta ca să nu afectez prea mult etalarea, să trecem la subiect. Berbecuți. Dragii mei berbecuți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, ce aveți voi aici? Maria, Mihaela, Alexandru, Alin, Lia! Și cine mai e? Sunteți mulți care îmi sunteți dragi și la care m-am gândit în timp ce am amestecat. Sper să găsiți mesaje. Andreea, da, de la Brașov. Să găsiți mesaje frumoase în această etalare. Să vă ajute. Cu ce să încep? Cu îngerii sau cu energia generală? Haideți să vedem. Îngerii ce spun? Mesaje de la îngeri. Măi, faceți ceva. Că sunteți oameni de acțiune. Sunteți semnele cardinale. Primul semn cardinal. Da? Faceți ceva pentru cineva. 4 și cu 1. Ieșiți din încăpățânare pentru că 4 înseamnă o stare fixistă. Unii poate sunteți încăpățânați și nu vreți să împărtășiți ceva, niște emoții și niște chestii drăgălașe cu cineva. Ieșiți, faceți gestul, acțiunea 1-1 care revine și schimbați, intrați în 5 în schimbare. De reținut că 5 este și vibrația anului în care suntem, 5 printre multe altele și bune și rele înseamnă creativitate. Faceți ceva pentru cineva și după cum se vede, frumos ar fi să faceți un gest frumos. Se pare că aveți multe de făcut, multe gesturi și alegeri de făcut în ianuarie, unii dintre voi. Dar, până acolo, în timp ce am amestecat cărțile, ce mai zice? Să fiți de ajutor. E oarecum similar. Nu doar să faceți, dar chiar să fiți de ajutor. Asta înseamnă să fiți o perioadă lângă cineva, să susțineți prin mai multe gesturi, nu doar o acțiune. Dar e suficient o acțiune să schimbe energia, să schimbe o situație care s-a blocat, pentru că patru stă. Patru stă, nu se mișcă. Și atunci apare blocajul. Da? Ieșiți din chestia asta printr-un gest. O să revin la atingerea fizică, dar în paralel, probabil ar putea să fie mesaje pentru diferite personaje din viața voastră. Fiți de ajutor cuiva. Be supportive. Fă un efort sincer să arăți că îți pasă. Evident că poate să se lege de același mesaj, poate să fie pentru altcineva. Mie cartea asta mi-aduce aminte. O să vă trimit un link sau pun pe Facebook, nu știu, mă mai gândesc, că mi-aduce aminte de imaginea lui Psihe și Eros. Asta pentru că mi-a plăcut acea sculptură și poveste. Dar fiți de ajutor. În povestea aceea între Psihe și Eros, Eros, care era zeul iubirii și s-a îndrăgostit de o pământeană, a susținut-o în transformarea ei psihică, erotică, spirituală și uite așa amândoi s-au spiritualizat pentru că el era un jucăuș și el s-a maturizat în timp ce a ajutat pe ea. Deci fiți de ajutor și lucrurile se vor schimba. Alegeți dragostea, choose love, interesant că asta a apărut în timp ce am amestecat choose love, le-am păstrat și a revenit iar în timp ce am amestecat celelalte de cărți, a apărut iar choose, choice, alegeri, alegeri, trebuie să alegeți. Și să nu uitați că de fiecare dată când alegeți, să faceți alegerile din dragoste, nu din necesitate, nu din frică, nu din ambiție, nu din încăpățânare, pentru că sunt și mulți berbeci încăpățânați, nu din disperare, nu din frică, pentru că sunt și mulți berbeci care au trecut și trec prin suferință și asta e, da? Din dragoste. Din dragoste, repet de câte ori pot, în primul rând, din dragoste față de voi. Da? Și apoi, în momentul în care voi manifestați dragoste față de voi, vine și dragostea. Dragostea este peste tot around you. Love is all around you. Peste tot în jurul vostru. Da? Învârtiți-vă. Schimbați energia. Asta înseamnă să vă învârtiți. Dansați. Faceți ceva. Schimbați-vă felul. Pentru că această învârtire schimbă
Energia. Schimbați-vă felul. Apropo de ce am zis mai devreme, 415. Schimbați-vă felul de a fi cu cineva în general. Poate că v-ați închis din niște motive serioase, nu zice nimeni că nu, dar ieșiți din asta și faceți ceva pentru cineva. Arătați atenție cuiva. Nu este nicio umilință, este ceva atât de frumos, de grațios, de creativ. În continuare, revin. E nevoie de acțiune și o acțiune romantică. Aveți la capătul setului de cărți această atingere touch, physical touch, atingere fizică. A tender touch can mean so much. O atingere fizică poate să însemne atât de mult. Și fizic nu înseamnă musai, apropo de eros și psihe, nu trebuie musai să fie sexual, da? Poate să fie chiar prietenească, o atingere prietenească, băteți pe umăr pe cineva, sprijiniți, îmbrățișați, da? Apropo de ce am zis mai devreme, fi susținerea cuiva, măcar o perioadă, să vezi cum este, să vezi ce bine este, să simți că cineva are încredere în tine și că ai un rost, măcar în acel moment, întâlnirea respectivă, momentul respectiv se valorifică prin ceva, ceva nobil. Deci poate atingerea fizică să se lege și de acest gest de ajutor pe care îl faceți, ar trebui să-l faceți cuiva. Evident că se leagă și de o poveste romantică. Este un romantism care plutește în aer pentru unii sau nevoia sau dorința. Pentru că o să vedeți aici multă apă, multă visare, mult sentimentalism. Al vostru și al altora, pentru că și berbecii sunt sentimentali. Da, știu că sună ciudat, dar uneori sunt. Depinde și ce planete au, dar berbecii au toate casele, mai ales ascendenții. Cei cu ascendent în berbec. Au toate casele la locul lor, în poziția perfectă și atunci manifestă, să zic, scorpionul, racul, îl manifestă mult mai bine decât alții care au alt ascendent, de exemplu. Revin, că așa mi-e felul. Și voi v-ați obișnuit că de-aia sunteți aici, de atâta timp unii dintre voi. Revin cu această atingere fizică. Măi, doamnelor, domnițelor, dar doamnelor, nu domnițelor, doamnelor, în mod special doamnele, s-ar putea să aibă în preajmă un bărbat mai tânăr. Acum nu vorbesc de diferență de vârstă, care este, dar e un bărbat mai tânăr care își dorește foarte mult să-și arate sentimentele, dorințele față de voi. Într-un gest frumos, după cum vedeți, e frumos, e respectuos, romantic. Lăsați-i și nu doar atât, lăsați-vă să ieșiți din umbră, că se pare că, vedeți și voi ce văd eu, se pare că doamna respectivă a stat oarecum în umbră. Nu neapărat că e în umbră, că e ștearsă, nu. Poate din punct de vedere erotic, sentimental, relațional, a stat în urmă, a fost singură, nu știu, și acest gest de romantic super dulce, pune o lumină pe voi. Eu așa văd. Doamna este foarte finuță. Are o atitudine nobilă și plăcută. Ei, și prin această acțiune, fă ceva pentru cineva, apoi continui cu o atingere fizică, bărbat-femeie, se creează această uniune a inimilor. Și uniunea inimilor care ea deja funcționa în alte planuri spirituale, se manifestă în 3D. E un pom, sunt doi pomi care fuzionează, da? Se întâmplă această uniune. Ce drăguț este că numărul e 47, care se reduce la 11. Un individ cu încă un individ fuzionează în această uniune a inimilor. Și asta pentru că, sau dacă vedeți cât de puternici sunteți, dacă conștientizați că faptul că ați avut credință v-a adus în acest stadiu sau vă va aduce la un moment dat pe unii dintre voi, cei care sunteți singuri, rămâne de văzut dacă apare ceva, vreun as. Dar unii poate sunteți singuri și totuși visați la cineva sau sunt multe variante pentru că sunteți generații diferite, da? Însă, e ceva frumos care plutește în aer. Măi, e frumos. Din seria cărților care arată energia generală, am zis că s-a arătat această alegere, un soi de nebun, dar este altfel exprimat aici. Renunțarea la niște pasiuni, la niște tentații, vă tentații, multe tentații care au dus la crimi, trebuie să intrați
Printr-un spațiu, evident că nu puteți intra prin toate trei, da? Prin toate trei portaluri. Și aici este alegerea. Intrați prin portalul care vă tentează, prin portalul care pare logic sau portalul care este ales intuitiv. Iar e o chestie complicată, dar ușoară în același timp. E o alegere pe care, dacă o faceți din dragoste, cum am zis mai devreme, vă duce, pentru că acestea consilier, vă consiliază, să zic, din punct de vedere emoțional, vă alină niște dureri pe care, clar, mulți bărbați l-au avut anul trecut, pentru că e consilierul, citiți și voi, da? Consilierul și regina de apă. Vă puteți alege să vă consiliați cu cineva sau să spuneți neapărat să vă consiliați oficial. Să spuneți cuiva ce simțiți, să împărtășiți cuiva ce simțiți și se leagă oarecum și de ce am zis mai devreme. Că o fi același personaj, că o fi alt personaj cineva, trebuie să împărtășească din emoțiile pe care le simte și din suferință și din bucurie. Trebuie să faceți această schimbare. Consilierul sau cavalerul de cupe. Alegeți să mergeți, să oferiți o parte din emoțiile voastre și veți primi înzecit mai mult, dacă sunt două personaje diferite. Ah, și interesant, da. Frumos. Este o doamnă și, cum a zis mai devreme, un bărbat mai tânăr, consilierul. Clar este mai tânăr, e cavaler. Și după cavaler urmează regina. Deci e o diferență de vârstă între voi. Dar emoții profunde. Și nu zic musai că semn de apă. Pentru unii poate să fie. Dar nu obligatoriu. Nu obligatoriu. Cineva care, pe care îi simțiți. Pe care îi simțiți, eventual vă simți și ei. E o chestie subtilă. Interesant, aici văd balena ca și totem. Ia uite, tot 5. Numărul 5, steaua cu 5 colțuri. Și simbolul Marii Preotese. E o chestie intuitivă. Ascultați-vă intuiția și comunicați eventual. Unii, puteți, telepatic. Ați. Balena asta comunică la distanță, într-un limbaj mai puțin accesibil. Consilier. Poate voi trebuie să ascultați pe cineva, unii care într-adevăr sunteți în postura aceasta, puteți să ascultați și să consiliați cei mai cu experiență. Și chiar dacă nu, chiar dacă sunteți tineri, poate cineva în preajma voastră care vine și își. Deși e pentru un număr foarte mic de berbeci. Să vină cineva la voi să-și spună problemele. Cred că mai degrabă voi ar trebui să faceți asta. În fine, vedeți, ia uite, abundență, vedeți cum rezonează cu voi. Mesajul principal, de fapt, este copilul. Ah, ce drăguț! Cavalerul de cupe poate să reprezinte și o veste despre un copil. Regina de cupe poate să fie o mamă. Pentru unii, să fie ceva legat de un copil și de o mamă. Mesajul, energia generală este copilul. Copilul care are numărul 1, ați avut 0 și 1, alegerea și manifestarea. Este similar cu magicianul. Cu punerea în practică, în 3D, cum am zis, cu ieșirea din acea încăpățânare, din acea energie fixă, terestră, și schimbați printr-un gest. Ăsta e gestul. Uite, dați o floare. Spuneți, comunicați, un colibri, comunicați ceva. Și uite, așa se pogoară lumina și binecuvântările și încep manifestările una după alta. Lumina e și aici. Dar vedeți, lumina e și aici, este și aici. Poate unii dintre voi sunteți mai copii, mai tineri. Și iar vedem cum trebuie să manifestați această energie. Dar ce mai văd eu aici? Regina de bâte. Regina de bâte, semnul berbecului, da? Între cer și pământ. Vrea să manifeste un gând, vrea să manifeste, precum în cer, așa și pe pământ, așa cum gândește, vrea să și materializeze. Prindeți ideea, da? Prindeți, sper că o prindeți, da? Cer și pământ. În cer este gândul, în alte dimensiuni. Legătura spirituală sau ideea pe care vreți să o concepeți, copilul poate să fie o idee pe care, un concept, un proiect. Da?
în stare incipientă. Da? Și pământul, nevoia de a manifesta în 3D acel concept. Și regina de foc, care sunteți voi, da? Sau alt semn de foc, să zicem. Eu zic că sunteți voi, creativi, încrezători. Trebuie să fiți încrezători în această posibilitate. Și, da, la care visați, la care ați visat, iar apare emoție, 7 de apă. Că e proiect, că e relație, că o fi ce o fi, voi știți mai bine, ați visat la așa ceva și aveți încredere că se poate manifesta, dar dintre toate opțiunile, pentru că 7 de cupe înseamnă și opțiuni, nu doar stare de visare, prima trebuie să rămână independența voastră, vindecarea voastră și împărtășirea cu celălalt, că tot zice do something for someone, da? Faceți un gest pentru cineva. Oarecum seamănă, știți că îmi place foarte mult cartea asta, la maxim. Faceți ceva pentru cineva. Și uite așa, în momentul în care faceți acest gest, ascultați, oferiți ceva, un cadou, ceva, ceva, eu dau, dar mai căutați și voi variante. Se manifestă asul de bâte. Proiectul intră în manifestare. Și începe să creați, să țeseți ideea, să se dezvolte. Și uite așa, manifestați creativitate, vă deschideți chakra a doua, sexualității, a creativității și chakra a patra, a inimii, a iubirii. Începe să iubiți ceea ce faceți. Dar asta înseamnă să alegeți din dragoste, cum am zis mai devreme. Sper că n-ați pierdut ideea. Pentru că n-am cum să. Trebuie să trec dintr-una într-alta și se leagă oarecum și de ce am zis mai devreme. Gestul pe care îl faceți față de cineva, prietenos, respectuos, cum vreți voi, poate să nască, da, să nască, pentru că tot vorbim de copii și de concept, să nască o nouă pasiune, da? Și aici să fiți voi sau altcineva și să înceapă să se deschidă această chakră, da? Să vibreze și chakra a doua, sexualitate și dragoste, da? Oarecum seamănă că de aici din suflet dă cineva. Mai este o altă energie, am senzația că e paralelă cu povestea asta. Un mecanism, o relație mecanică, o relație nu absurdă, surdă la nevoile fizice și emoționale ale celuilalt. Ori voi nu sunteți auziți de cineva. Ori voi sunteți într-o relație, într-o situație, într-un job, variază, o chestie mecanică, un sistem. Un sistem care, acel 4, vedeți, e 4 de pământ, e 4 și aici, da? Și 5 au de 4 și 5, cum am zis mai devreme. Trebuie să ieșiți din chestia asta. Și eu cred că ieșiți prin ce am zis mai devreme, prin cărțile pe care vi le-am arătat. Haideți să vedem cum se leagă, cum reapar, dacă reapar mesajele astea. Haideți să vedem. Deocamdată, dragii mei berbecuți, în timp ce am amestecat, a vrut în primul rând să se arate. Ce? 2 de bâte și 7 de spade. Că o fi semn de aer, că o fi cineva care fuge de voi, care v-a mințit, în fine. Acțiunea cuiva, sau poate voi ați făcut asta, din frică, din neîncredere, din ceva, da? Trebuie să alegeți. V-a pus această situație, dar cineva cu marcaj, nu neapărat semn de aer, cu marcaj în semn de aer, v-a pus în situația în care trebuie să, la o răscruce de drumuri, de vânturi, să alegeți un drum, un nou drum. Îi alegeți pe ei, vă duceți, îi așteptați pe ei sau alegeți alt drum. Asta una la mână. Această situație, această minciună sau fofilare de plecare din relație, din adevăr, din situație, a creat o nedreptate, justiția. Că o fi balanță, o balanță dezechilibrată, că am zis semn de aer pentru unii sau cineva cu marcaj, neapărat poate ascendent, da? Pentru unii. Dar în mod special, chiar dacă nu-i balanță, săracele balanțe, că nu ar fi toate așa, e o situație nedreaptă. Trebuie să alegeți. Continuați să vă mai gândiți la această nedreptate sau alegeți, da? Alegeți dreptatea, justiția și vă faceți voi sau mergeți într-o altă direcție. Pentru că iar apare balanță, iar apare dezechilibru și apare și magicianul. Care magicianul poate să spună că ați fost manipulați într-o situație care a fost dezechilibrată din cauza acestei nedreptăți, da? Și a trebuit să alegeți voi sau ei, n-au știut să alegeți, cineva n-a știut să aleagă din cauza acestor lucruri și magicianul poate să fie manipularea în sine sau manipulatorul. Și magicianul revin.
Poate să însemne și faptul că vă hotărâți să alegeți și să manifestați ceva nou. Gata, v-ați săturat de chestiile astea. Țineți de firul, da? Apoi a venit 9 de bâte. Iar 9 de bâte care reapare aici. Rămâneți în picioare, puneți blocați, creați blocaje față de cei care s-au purtat nedrept, să zicem. Dacă voi ați fost corecți, ok. Dar dacă voi ați fost incorecți, pentru că sunt berbeci și berbeci, da, o situație de niște secrete. Pentru unii e o pasiune. Sunteți voi un semn de rac, pești, rac, scorpion, voi semn berbecului și niște, iar alt semn de aer, i-a intervenit. Pentru mine asta e cartea egoului, a invidiilor, cineva poate a intervenit între voi și a influențat relația. Băi, gata. Eu zic că astea sunt energii care țin de 2020, care încă se vor mai resimți. Vă mai, la anumite luni, lună nouă, lună plină, lună în pentagramă, glumesc, se vor mai resimți. N-avem cum să schimbăm brusc energia, plus că nici anul care vine. Ia, uite ce frumos! Am desfăcut lansul de cupe, măi, dragilor! În primul rând, vindecare, știți? Ce înseamnă, da? La mine, eu cel puțin așa citesc, vindecare, dragoste față de voi și o nouă dragoste. Și nouă dragoste cu nouă pasiune. Deci, totuși, regina aia de cupe nu a venit degeaba. Anunță ceva, da? Anunță ceva. Manifestarea ceva nou. Ce frumos! Soarele nu vine să ascendem, nodul nord, da, berbecuți. O dată, de două ori. Și de 3 ori. Ianuarie 2021. Nou de cupe, măi, emoții. Mai, dacă vezi să nu vezi prea mulți, dragii mei, ori un semn de apă e foarte fericit alături de voi, ori voi sunteți sperați. Hai să mai zic și altfel. Că de-aia ascultați aici. Este steaua varianta mică. Sperați că o să fie bine în dragoste și pentru voi. Și e bine că dacă sperați, se va manifesta. Cum am zis mai devreme, precum în cer e gândul. Ce frumos se leagă gândul. Precum în cer, așa și pe pământ. Că de fapt gândul e undeva în stare aeriană. Sperați că se va manifesta și în emoții, dar în suflet și prin atingerea fizică, în 3D. Frumos, nouă de cupe. Poate unii sunteți bucuroși dintr-un motiv. Dacă e vorba de un copil, poate un copil vă bucură. Vedem. Vedem deocamdată. 4 de monede. Zic așa pentru că nu mă... Mie nu place cartea asta, mă, special. Dar vedem ce legătură are. Provocarea este... Ia uite ce legătură are, da? 4 de monede cu 4 de monede. Tot așa, o figură rigidă. 4 despre care am zis. Poate că voi ați fost crescuți într-o familie rigidă, unii dintre voi. Poate aveți pe cineva care este foarte rigid și trebuie să ieșiți din energie, că faceți ceva pentru ei, că faceți ceva pentru altcineva, nu vă lăsați influențați de această energie. În fine, mie nu-mi place cartea asta, mult special. În general, personajul acesta nu are timp să iubească sau să îmbrățișeze sau să facă gesturi faine, tandre, romantice, pasionale, pentru că ține foarte mult la bani. Ține la bani. Nu cumva să-i scape. Vedem ce legătură are. Marea preoteasă, niște secrete. La rădăcina acestei cruci, adică undeva un trecut mai îndepărtat, variază ce înseamnă îndepărtat pentru voi. Mai multe luni, e Marea Preoteasă. Marea Preoteasă înseamnă secrete, discuții în secret, niște situații care nu pot fi... exprimate sau nu pot fi împărtășite din niște motive. Marea Preoteasă poate să fie și un personaj care tinde către astre, către alte dimensiuni, da, precum în cer, așa și pe pământ, posibil să fie și pentru unii, nu pentru toată lumea. Pentru că știu că sunt și berbeci romantici și spirituali. Da, sunt. Poate să fie un personaj care vă cheamă în alte dimensiuni. Intuiția voastră, evident că poate să fie și intuiția voastră.
Mai ales că aveți, dacă aveți ascendent în berbec, aveți Neptun în casa 12-a și vi se declanșează casa aceasta a necunoscutului, a intuițiilor, a viselor. Poate ați visat pe cineva? Uf. Puterea. Puterea în ultimile luni. O să clarific totuși ce înseamnă această mare preoteasă. E un personaj, e o situație ce este. Puterea. E casa 8-a. A scorpionului, casa care ne transformă radical. Am zis pentru unii, e o situație pe care n-ați exprimat-o și pe alte planuri, unii dintre voi. V-ați abținut, v-ați reținut de la niște gesturi din motive de mândrie, unii dintre voi, clar, pentru că berbecii au tendința asta. Nu toți, dar unii au. Poate cealaltă persoană a fost prea mândră. În fine, a fost un joc al egourilor. Ia uite, interesant, acum, nu știu dacă am mai văzut vreodată, dar acum mi-a atras asta atenția. E o legătură karmică, este un lanț, da? Jocul ăsta al egourilor, în care fiecare încearcă să fie mândru, să nu arate, să nu facă aia, să nu facă elaltă, să nu facă primul gest, să nu răspundă, să nu arate că e prea sensibil, că trebuie să fie puternic și la la la, da? Chestiile astea sunt... creează o legătură karmică. Știți că noi putem să fim lângă cineva într-o stare de armonie dacă reușim să ne eliberăm de karma vieților anterioare și a tendințelor pe care le aducem din alte relații și alte vieți, știți? Deci karma asta nu înseamnă că nu te mai întâlnești cu persoana, înseamnă că scapi de niște tendințe negative, de niște plăți. Sper odată să vorbesc pe îndelete despre asta. 10 de bute pe care l-am mai văzut și mai devreme lângă lună, în timp ce amestecam. Vă consumă ceva. Faptul că vă abțineți, lupta asta dintre egoul vostru și egoul altuia sau voi, varianta voastră superioară cu varianta voastră mai puțin frumoasă, vă consumă. Ia să mai vedem ce mai este. Ca să vedem. Ah, zero. Vreți să o luați de la zero? Vreți să o luați de la zero? Vreți să... Uite, zero și unu. A, zero l-am văzut și mai devreme la choice, da? L-am văzut și mai devreme. De se leagă. Este un moment zero în care trebuie să ieșiți dintr-un cerc. V-ați învârtit în cerc până acum. Și aveți posibilitatea să manifestați tot ce e mai bun, ce n-ați manifestat până acum. Din fiecare zodie să luați varianta sa cea mai bună. Oare îmi înțelegeți limbajul? În fine. 10 de monede. Sfatul. 10 de monede. 10 de monede vorbește despre familie, despre tradiții, despre abundență financiară, despre reușită profesională. Asta e sfatul. Dacă manifestați acest 0, acest 1, acest proiect, vedem dacă reapare. Dar ce legătură are în poziția sfatului? Ah, pentru unii, vedem. Ce alte mesaje mai vin până una alta, dar deocamdată simt că unii dintre voi trebuie să împărtășiți. Este o cutie, da, vedeți și voi, este o ladă plină cu bogății, da, pe care trebuie să o deschideți. Aici trebuie să do something. Puteți să împărtășiți ceva din abundența voastră, din reușitele voastre, din bucuriile voastre practice, în fine. Ce ați realizat? Împărtășiți cu cineva. Exterior. Un semn de aer pentru unii sau cineva care vă blochează sau ați blocat, nu, cineva vă blochează. Doi de spade, spadele în general, doi de spade trimite către balanță. Către balanță, clar. E Marte în balanță. Doi de spade Marte, poate să fie și Soare, dar în general Marte în balanță. De ce vă este teamă de 8 de cupe că nu vă puteți detașa de o situație, de aceste lupte? Aici este. Cred că are legătură cu lupta asta. Cu cineva care nu și-a deschis sufletul. Cineva care nu și-a deschis sufletul și-a blocat legătura din niște motive secrete. Și din ego.
Însă voi în suflet aveți acest nou de cupe și minunat, sperați, poate chiar unii dintre voi vă reîndrăgostiți de altcineva sau aveți pe cineva care vă sensibilizează și vă scoate de... Încet, 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 încet o să vă scoate în această poveste. Pentru unii e o chestie neplăcută. Și vă e teamă că nu vă puteți transforma emoțional, nu vă puteți detașa emoțional. Încă sunteți nemulțumiți și vă e teamă, 8 și 9, vă e teamă că nu ajungeți la 9, la starea aceasta de plinătate, de satisfacție, pe care o doriți, e în poziția inimii, o doriți. 7 de bâte. 7 de bâte. Vă luptați să vă protejați sufletul unii dintre voi. N-aveți sufletul încă larg deschis. Aici este. Vă doriți. Nouă de cupe e euforic aproape. Vă doriți să vă bucurați din tot sufletul de ceva, de dragoste, de emoții, dar deocamdată sufletul vostru nu este încă deschis. Vă luptați cu ceva. Cu voi, poate, sau cu altcineva. Zece de bâte înseamnă implicare, responsabilități. Ce legătură are cu asta? Ce reușiți să faceți cavalerul de monede? Intrați pe manifestare. Începeți un proiect. Puneți în practică ceva. Cavalerul de monede și 10 de cupe. Puneți în practică ceva ce vă aduce multă bucurie. Și pentru că fiecare carte, după cum vedeți la această cruce celtică, fiecare carte răspunde la o întrebare. Am zis ce reușiți să faceți în această lună sau până la sfârșitul lunii sau până în februarie, că știți că continuă vibrația, da? Nu se termină fix când începe februarie sau 8 februarie, 8 ianuarie, da? Începeți un proiect. Am zis care va duce fericire. Nu cred că e cineva. Eu cred că sunteți voi aici. Meticulos hotărât să puneți în practică. Băi, deci am mai zis odată, heaven and earth. Un ideal. Aveți un ideal, 10 de cupe, chiar dacă nu-i fericire maximă, chiar dacă nu-i întâlnirea cu familia super faină, perfectă, pentru că nu poate fi la toată lumea, da? Este un ideal. Vreți să puneți în practică, să materializați acest ideal. Și atunci, în condițiile astea, văd că 10, așa simt, 10 de bute ar fi implicarea voastră totală pentru acest ideal. Măi, vreau odată să fiu și la familie, la casa mea cu o familie fericită sau, dacă nu familie, în fine, o prietenie, o relație de dragoste fericită, da? Physical touch ăla pe care l-am văzut. Vreau să-mi împlinesc nevoile sufletești, 9 și 10. Și sunt hotărât să depun efort și să mă implic responsabil în manifestarea acestui ideal. Temperanța. Și dacă aveți răbdare și dacă vă echilibrați și vă vindecați, pentru că temperanța înseamnă vindecare, echilibrare între apă și foc, probabil aveți totuși pe cineva, aveți apă, interesant că și aici apare, în alte cărți nu apare, apare foc și apă, echilibru dintre foc și apă, dintre voi și cineva cu marcaj în semn de apă, marcaj. Poate să fie zodie sau poate să nu fie, dar să aibă marcaj, că văd că aveți totuși apă. Dacă vă vindecați, dacă reușiți să echilibrați aceste energii destul de diferite și totuși complementare, aveți victorie, 6 de bâte. Unii dintre voi trebuie să vă vindecați de o persoană egoistă, persoana aceea care a venit mai devreme, care a fugit. Da. Ați crezut voi că e frumos, trebuie să vă vindecați. Da. Au fost niște dezamăgiri. În continuare se mai resimt dezamăgirile alea. Da, trebuie să vă reconstruiți acest ideal. Să nu renunțați la el.
Nu. Deci fericirea, chiar dacă n-a fost cu personajul la care, nu știu, a sperat la un moment dat, va fi. Va fi. Pentru că nouă decupe în suflet arată că încă sperați. Și e bine dacă sperați. Provocarea este un personaj care nu și-a deschis sufletul. Provocarea este să nu vă orientați doar spre bani și să vă închideți sufletul din cauza acestor decepții. Iar, alt mesaj. Simțiți nuanța, da? Provocarea este să nu fiți voi defensivi. Da? Să lăsați așa doar ușa, să închideți ușa la sufletul vostru sau să o țineți așa foarte puțin deschisă. Fiți mai primitori. Fiți primitori pe acest nou decupe. De-aia zic, faceți ceva. Do something. Uf! Dar ce decepții, dar ce răni, iar. Cineva care a încercat să vă impresioneze. Unii dintre voi sunteți între, iar, cineva romantic, cavalerul de cupe, care vă poate alina, trebuie să alegeți, a trebuit să alegeți, încă n-ați ales probabil, și cineva care v-a decepționat profund. Undeva între semn de aer, semn de apă, sau revin. Poate nu e semn, poate are niște planete acolo, da? Trebuie să alegeți, trebuie să alegeți. Ia uite, iar balanță. Pentru unii. Sper că mai înregistrează. Ia să pun eu. Uite, drăguților, cum mi s-a întrerupt mie legătura tocmai la voi și va trebui să lipesc și să apară dunga. O să apară aici o dungă. Nu o să fac lipitura, bănuiesc că... Cred că pentru unii situația de aici este relevantă dacă aveți soț, copii, o familie. Dacă sunteți necăsătoriți și singuri, vedeți pe unde vă luați mesajele. Însă văd. Am vrut să clarific. Cât timp s-a mai încărcat un pic telefonul, numai pun blițul, ca să nu consum mai mult. Am vrut să clarific acest nebun și am primit moartea. Moartea care, evident că după moarte, vreți să o luați de la zero. După ce puneți punct unei povești cu cineva, unei situații, eu cred că e o poveste. Interesant este că s-a oprit setul de cărți la valetul de spade, care nu vrea să mai vorbească, cu cineva posibil. Balanță sau semn de pământ, capricorn, taur sau fecioară, care le-a produs foarte multă suferință. Că e balanță, că e semn de aer, că este semn de pământ, variază. Ideea este că aceasta a fost o întâlnire karmică, o situație karmică, a făcut parte din destinul vostru și gata, s-a încheiat, 10, încheiere de ciclu, da? Se încheie și prin moarte și o luați de la zero. În tăcere, nu mai discutați, eventual, că de-aia apare și valetul cu spada în jos, de-aia apare și doi de spade. Nu mai discutați cu această persoană. Pentru unii, poate justiția să reprezinte o separare, un divorț de soțul, pentru că regele de monede înseamnă soțul sau soția. Da? Soțul sau soția. Sau de cineva, dacă nu-i soț, nu-i soție, este cineva obsedat de bani, de carieră, de sex. Varianta sa negativă, în fine. Dar mai degrabă de bani și de carieră, pentru că este și provocarea aici. Cineva care ține foarte mult la bani. Ia. Aș vrea să mai clarific. Sunt multe de clarificat aici. Dar, în primul și în primul rând, hai să clarificăm Marea Preoteasă. Marea Preoteasă, niște secrete în trecut. O, sunt multe. Sunt multe, dar ia uite, văd diavolul pe de-o parte, văd și luna și semnul de foc. Ia uite și văd și semne perechi, suflete perechi. Situație complicată, dar o să mai amestec o dată.
Foarte complicată treaba aici. Dar faptul că am văzut un diavol clar exprimă o situație toxică. Ea clarifică Marea Preoteasă în trecutul berbecilor. Marea Preoteasă, ce înseamnă Marea Preoteasă? E inspirație sau sunt secrete? Oh, Regina de Cupe. Regina de Cupe care a apărut mai devreme. Probabil că la un moment dat, în timp ce aveați de-a face cu problemele respective, în secret a apărut această Regina de Cupe. Și chiar dacă nu-i se crede, este o persoană, că văd că este în sufletul vostru. Este o persoană cu vibrație înaltă, care ține, care vă aduce multă bucurie sau vă alină sufletul într-un fel sau altul. Și cu răbdare, cavalerul de monede, puteți să aveți o familie sau un mediu fericit împreună cu acest personaj. A apărut mai de mult în viața voastră. Pești, drac, scorpion. Văd că este și în suflet și aici este provocare. Un soț sau cineva, tot așa, persoana despre care am vorbit mai devreme, de care vreți să vă separați, justiție. Persoana care nu s-a deschis. Probabil că dacă e balanță, are planete în semn de pământ, dacă e pământ, are planete în semn de aer, variază. Dar sunt două povești care s-au desfășurat în paralel. Poate că una nu s-a materializat până nu se finalizează cealaltă. Cum am zis mai devreme, nu puteți intra în acest physical touch, această atingere, nu doar fizică, și sufletească, prin uniunea sufletelor, până nu terminați cu o situație. O situație care, uitați ce frumos, aveți strengths, avem și aici strengths, care vă întărește. Măi, să pun totuși un pic de blitz, că totuși îl las în priză. Sper să nu mă afecteze, dar nu mă lasă. Dar nu mă lasă să pun blitzul, că nu mai are energie. Da? Uitați-vă la puterea voastră interioară. Puterea este și aici. Am zis, greutățile prin care ați trecut v-au făcut mai puternici dacă ați avut și credință și credința v-a susținut această putere. E frumos ce văd. Dar trebuie să terminați cu o situație din trecut care vibrează încă în sufletul unora, probabil mai maturi, rămâne de văzut, un copil posibil să fie în sufletul vostru, poate un copil în semn de apă pentru unii. Vedeți ce și cum. Revin, copilul poate să fie și acest nou concept, nou pas în viața voastră. 0 și 1, manifestarea. Hai să mai... ce frumos s-a oprit aici la Regina de Marea Preoteasă, Regina de Cupe și 2 de Cupe. Niște suflete perechi. Cineva care chiar vă înțelege din punct de vedere sufletește. Probabil că i-ați întâlnit la locul de muncă al vostru sau al lor și chiar rezonați foarte profund. 6 de Cupe, vedeți că stau în lumină. 6 de Cupe, rezonați foarte bine cu ei. Dar e mai vechi și am zis, e în paralel, e provocarea. Semnul acesta de apă sau persoana care are această vibrație de apă și persoana care are vibrație de pământ. Încăpățânată, care nu-și deschide sufletul, pământ, pământ, aer. Poate ar fi 3 personaje, poate ar fi 3 personaje, cine știe. Hai să clarificăm 10 de monede în poziția sfatului. Ce înseamnă 10 de monede? Pentru că înseamnă și tradiție, înseamnă și familie. Dacă sunteți într-o familie, trebuie să țineți de tradiție, trebuie să țineți de ce? Dacă aveți un job, trebuie să țineți de jobul respectiv. Hai să vedem ce înseamnă 10 de monede, că e sfatul. Ce înseamnă 10 de monede pentru berbecuți? Și berbecuțe, evident. 10 de monede. Ce înseamnă? Clarificăm, te rog, 10 de monede pentru berbeci. 10 de monede. 10 de monede. 10 de monede. Ce înseamnă 10 de monede? Dată. De două ori. De trei ori, așa, să te... Regina de spade. Cred că sunt niște chestiuni, revin, în tribunal pentru unii. Moștenire, chestii care țin de bani. Mai ales dacă e o căsnicie, avocat, avocată, notăriță, cum am văzut mai devreme, și justiția și regele de monede. Pentru unii. Da, pentru alții, poate a fost un semn de aer care era obsedat de bani sau, în fine. Dar ideea este că este o obsesie. Nu e chiar dragoste, sunt îndrăgostiți, e și diavolul. Și de ce ar fi în poziția sfatului? De ce ar fi aici?
Pentru că regina de spade înseamnă o persoană care spune adevărul, care taie karma, care... Probabil că voi trebuie să terminați cu ei. Că aveți zero și moarte. Mai dăm o carte, te rog frumos, pentru 10 de monede și regina de spade. Or fi două personaje, iar variază. Poate vezi pe cineva acasă, semn de aer, cu care trebuie să discutați ceva. Vă ajută în chestiuni care țin de legalitate, de tribunale, eu știu. Clarifică în 10 de monede. Clarifică în 10 de monede. Clarifică în 10 de monede. 10 de monede. Clarifică în 10 de monede. Pentru berbeci, ianuarie 2021. Baletul de bute. Iar, roata norocului, justiția și 8 de monede. Iar justiția cu regele de pământ. Eu cred că sunt niște discuții în tribunal pentru bani, pentru copil, care trebuie să plătească pentru copil, pentru că văd că apare totuși un vale de bâte. Un copil. Copil, e tânăr. Da? Pentru unii. Chestiuni care țin de divorț. Dacă sunteți tineri, sfatul ar fi să rămâneți voi autentici, să vă păstrați încrederea, dar să manifestați și adevăr și dreptate în viața voastră și abundență. Poate unii trebuie să vă separați de niște tradiții ca să puteți să fiți autentici dacă sunteți mai tineri și nu aveți treabă cu povestea asta cu divorțul și cu soțul și cu soția și cu copiii, da? Pentru că valetul de bâte este autentic, este original, este plin de încredere, da? Și interesant că și în această poză sunt doi pomi, unul mai înalt, unul mai mic. Dacă veniți dintr-o familie bună, nebună, în fine, o familie, da? Cu niște concepte, niște tradiții. Regina de spade vorbește și despre o separare. Oh, și mai am un mesaj, a mai venit un mesaj. Și dacă vă separați de aceste tradiții, aveți încă un pom în față. Lăsați un pom în spate, vedeți? Mai înalt, într-adevăr, dar puteți să creați unul la fel de înalt prin forțele proprii. Și eu cred că e frumos mesajul. Și mai vine un alt mesaj ca și sfat. Unii dintre voi aveți o atracție fizică față de cineva, o persoană matură care posibil este divorțată sau este chiar văduvă. Poate știți, poate nu știți, poate o să aflați. Sau dacă nu văduvă, a pierdut pe cineva pentru că regina de spade nu mai este atât de sentimentală, tocmai din cauza că a pierdut, a iubit pe cineva și nu i s-a împlinit iubirea. Pare mai glaciară pentru că e un act de protecție față de sufletul ei. Și atunci acest personaj, o persoană mai matură, dacă voi sunteți aici, berbecii, mai tineri, o persoană, cum am zis mai devreme, interesant, cum a venit și la physical touch, o persoană matură, am zis mai devreme că stă în umbră, într-o zonă de răceală, da? Regina de spade este în umbră, nu în umbră, este mai rece, da? Se reține la niște gesturi emoționale, senzuale și se orientează către carieră adesea și către menținerea stabilității. Și atunci există o atracție între voi, atracție fizică. Și atunci, dacă este do something for someone, fă un gest ca să scoți personajul din această stare, pentru că tu ai această putere. Și să poți manifesta această bucurie, această fericire, da? 9, 10, uniunea sufletelor. Mai sper că ați înțeles. Da, și eu sper că ați înțeles din tot sufletul. Doi de spade, clarificăm doi de spade. Ce înseamnă influența exterioară, doi de spade? Cine vă blochează? Cine vă blochează? Ia uite. Regele de cupe? Interesant că mai devreme a venit regina de cupe. Și patru de spade. A fost o situație. Poate semnul balanței trebuie să se vindece de un semn de apă pentru unii.
pentru care are sentimente. Și din cauza asta v-a creat vouă niște situații neplăcute în viață. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Dar văd aici regina de cupe și regele de cupe, iar influența exterioară ar putea să fie una și aceeași persoană. Iar mai o persoană matură. Ideea este că acest personaj are nevoie să-și vindece niște răni. Poate are niște probleme de sănătate pentru unii. Vedeți cum rezonează. Și din acest motiv s-a creat un blocaj între voi doi. Ori are nevoie să-și ordoneze mintea, niște decepții, dar nu neapărat din partea voastră, poate din alte direcții, ca să poată să împărtășească la un moment dat această dragoste. Ori oi, am zis deja mai multe variante. Eu cred că posibil acest doi de spade să reprezinte persoana care a afectat acest rege de cupe sau regină de cupe. Ați înțeles ideea? În viața voastră a venit cineva, un semn de apă, pentru foarte mulți, pentru că știu foarte mulți care sunteți, ba cu raci, ba cu scorpion, ba cu așa, așa, sau cu marcaj, lună, Venus acolo. Așa, și acest personaj, poate că nu știți, am zis, dar este foarte rănit, foarte dezamăgit de cineva, are niște răni și din cauza asta se creează un blocaj. Și da. Probabil că o balanță a rănit acest personaj pentru unii. Dar bine. 8 de cupe. Clarificăm 8 de cupe în poziția fricilor. Ia uite, faetonul. Semn oracolului pentru unii. Vă este teamă că acest personaj pleacă din viața voastră? Pentru că și voi aveți unii niște probleme, cum am zis mai devreme, mai ales dacă sunteți soți, soții, despărțiți, divorțați, cu copii, aveți niște probleme și vă este teamă. Totuși țineți, e în sufletul vostru acest 9 de cupe, rac, ce ar putea să fie, sau cineva cu planete în rac. Vă este teamă că nu aveți victorie și nu vă puteți detașa de acele răni ale trecutului, iar o altă variantă, că nu-ți fi toți curați. Foarte grea, dar bine, știu că a fost anul greu nu doar pentru voi, dragii mei berbecuți și berbecuțe, pentru toată lumea. Dar voi aveți acolo Chiron și știm că e greu cu Chiron. Ia uite. Trebuie să aveți răbdare, răbdare, ca să manifestați adevărul. Dar voi este teamă că nu o să aveți răbdare, că nu o să vă puteți vindeca și nu o să puteți tăia karma, eu știu. Mai. Clarificăm 7 de bâte, te rog frumos. Totuși, semnul de apă ține la voi. Acum, ia uite, 7 și 9. Amândouă sunt defensive. Știți că trebuie să vă luptați și să rezistați. De-aia apare 7, 7, 9 și 10. Știți că trebuie să rezistați, să fiți în picioare, să trageți în continuare. Vă doriți să aveți puterea să blocați pe cei care v-au creat neplăceri. Și 7 și 9 blochează. Mai dăm o carte pe poziția dorințelor. Clarifică 7 și 9 de bâte. Clarifică 7 și 9 de bâte în poziția dorințelor. 7 și 9 de bâte. E mai degrabă rezistență, anduranță decât luptă. 7 și 9 de bâte. Ia uite, mai.
5 de monede. Iar văd o mamă cu copilul, copilul e și aici, și un bărbat. Dar ce drăguț este că în aceste de cărți, oamenii sunt înăuntru, nu sunt afară în frig. Și este lumină între voi. Sunteți într-un cadru spiritual, biserică, sau poate nu-i biserică, poate este un tablou, o mandală, ce-o fi, ceva spiritual în spate. Este un simbol spiritual, ca și când o protecție divină între voi. Ce vă doriți? Să rezistați, să-i blocați pe cei care v-au creat probleme și eventual vă doriți să vină cineva să vă ajute dacă sunteți mamă cu copilul și sunteți singuri, sunteți în divorț? Dacă cunoașteți pe cineva care are probleme, cum a zis, be supportive, fii de ajutor, fă ceva pentru cineva, sunteți, vă străduiți să vă luptați pentru acest personaj care are niște probleme. Interesant este că aici este un bărbat care scoate pălăria, după cum vedeți. Și aici este un bărbat cu pălărie. Ar putea fi una și aceeași situație. Bine, chiar dacă nu mai e copilul. Vreți să... Să-mi iau o carte. Dar de ce am senzația că pentru unii vreți să salvați voi pe cineva, să ajutați? Uitați, vreți să vă luptați cu concurența, să sperați. Să manifestați ceva. Pentru unii poate să fie o relație la distanță. Pentru alții, dacă în continuare sunteți afectați de această balanță, eu zic că vreți să blocați acea situație pentru că n-ați avut o relație armonioasă cu ei. Mai dăm o carte totuși, poziția dorințelor. Nu sunt cărți prea frumoase în poziția dorințelor, aș fi vrut altceva, dar asta arată ceva, că încă sunteți afectați. E de înțeles. Dacă aveți planete în semne de apă, sunteți sensibili, sunteți niște berbeci sensibili. Și berbecii pot să fie foarte sensibili, chiar dacă nu arată. Ia uite, magicianul. Da, am zis, unii simțiți că ați fost manipulați și vreți să-i blocați, alții vreți să manifestați ceva nou. Să ieșiți din sărăcie, să ieșiți din relațiile acelea neplăcute. Vreți să nu mai aveți relații neplăcute, nu? Să nu mai aveți relații în care vă potigniți în comunicare și în manifestare și vreți să vă luptați, să rezistați pentru o nouă manifestare, iar unul și unul. A fost o separare, clar, o separare de cineva. Haide, mai arată și mie ce manifestă magicianul ăsta. Ce vreți să manifestați? Că e 0-1, moartea 0-1. Deci iar transformare sunteți. 3 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, da? Union of Hearts. Asta vreți să manifestați. Union of Hearts. Sunt cei doi care devin 1, da? Ia uitați ce frumos. Cei doi care devin 1. Asta vreți, domne. Suflet pereche, care vă înțelege? Este aici, a apărut în viața voastră, pentru unii. Marea preoteasă, regina de cupe, 9 de cupe aici în sufletul vostru. Dar vă este teamă eventual că a plecat, că nu aveți victorie, că s-a detașat emoțional, pentru că persoana respectivă avea și ea rănile lor, nu doar voi aveți rănile voastre, dar și ei au rănile lor, pentru unii. Pentru alții, chiar dacă n-ați întâlnit persoana respectivă, e un personaj în viața voastră, cum am văzut mai devreme, consilierul, care vă alină și vă înalță. Poate să fie consilier, regina de cupe. Și vă ajută în toată situația asta. Dar, eu revin, trebuie să faceți voi ceva pentru cineva. Că știți, oamenii care au suferit pot să-i ajute mai bine pe cei care suferă, tocmai pentru că au experimentat suferință.
Asta ca să nu uit de primul mesaj. Și revin, copilul poate să fie acest magician care, dintr-o situație incertă sau minionă, reușește să transforme lucrurile în ceva spectaculos, că văd 9, 10, euforie. Magicianul asta e un alchimist. Și din toată suferința asta și din tot blocajul ăsta pe care îl experimentați mulți, din diferite motive, v-am dat o grămadă de variante, regăsiți-vă printre ele, blocaje, luptă, probleme financiare, probleme de cuplu, oamenii v-au lăsat de izbeliște, la 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 la, totuși rămâneți, cum a zis, cum am arătat și mai devreme, rămâneți niște oameni suficient de ambițioși și deschiși, așa, cât este, cât să îi ajutați și pe alții în nevoie. Pentru că știți cum e, știți cum ați fost lăsați și voi. Știți cum e să fii manipulat și atunci nu mai vrei să manipulezi. Înțelegeți? Vrei să manifestați aceste trei cupe. Adică, de fapt, din două, una. Cele trei ursitoare. Interesant. Cele trei ursitoare. Dacă asta să vă spună ceva sau să vă inspire la ceva. Ursitoarele apropo de copil. În fine. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. În toată nebunia asta, orientați-vă către cele mai frumoase cărți. 9 de cupe, 10 de cupe, 3 de cupe. Regele și regina, un cuplu divin. Perechea voastră care vă influențează, e personajul care vă influențează din afară. Dar și acest personaj, nu uitați că are și el rănile sale. Dar posibil că de-aia v-ați întâlnit ca să vă vindecați. Mă mir că a apărut temperanța la un moment dat, da? A apărut temperanța, vindecarea. Pentru că amândoi sunteți puternici. Această putere poate să vă reprezinte pe voi. Voi răniți, ei răniți, dar voi puternici, ei puternici. Și uite, așa faceți un cuplu minunat. Se poate dezvolta în timp. Dar revin. Alegeți-vă mesajele. Vă pup, numai bine și nu vă supărați dacă apare dunga. Ciao, ciao! La revedere!